Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Acordul în domeniul securității cu Uniunea Europeană va ajuta instituțiile de la Chișinău să devină mai reziliente în fața provocărilor cibernetice și hibride. Asigurarea vine din partea președintei Maia Sandu. Pe parcursul anului trecut, Republica Moldova a produs aproximativ 520.000 de tone de mere, dintre care doar puțin peste 20% au mers la export. Donează sânge, dăruiește viață. Cu acest slogan, circa 400 de polițiști de frontieră din toată țara au venit la punctele de donare a sângelui organizate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Agenția pentru Siguranța Alimentelor vine cu mai multe recomandări pentru părinții care vor să-și trimite copiii la taberele de odihnă. Acordul în domeniul securității cu Uniunea Europeană, semnat recent, va ajuta instituțiile de la Chișinău să devină mai reziliente în fața provocărilor cibernetice, informatice și hibride. Despre necesitatea acestui parteneriat în situația geopolitică din regiune a declarat președinta Maia Sandu. Este un acord umbrelă pentru activitățile pe care le avem, pentru conlucrarea pe care o avem în Uniunea Europeană în domeniul securității. Este important ca să creștem reziliența noastră ca stat, reziliența instituțiilor și reziliența cetățenilor. Pentru că noi, fiecare dintre noi, trebuie să înțelegem care sunt riscurile, pericolele și să putem să ne protejăm mai bine pe tot spectrul. Și combaterea dezinformării și să consolidăm instituțiile statului. De asemenea, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianes Majeix, a subliniat că acordul prevede inclusiv cooperarea militară și schimbul de experiență între părți. Amintim că parteneriatul de securitate semnat la 21 mai la Bruxelles va permite Republicii Moldova să se alinieze mai rapid la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene. Asistența pentru apărare va fi consolidată prin intermediul instrumentului european pentru pace. Astfel, Republica Moldova va contribui mai activ la pacea și securitatea europeană. Pe parcursul anului trecut, Republica Moldova a produs aproximativ 520.000 de tone de mere, dintre care doar puțin peste 20% au mers la export. Totodată, prețul unui kilogram de mere moldovenești comercializat peste hotarele țării a fost practic de 3 ori mai mare decât în țară. Datele au fost prezentate de expertul economic al IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul unei runde de analize economice. Potrivit lui Veaceslav Ioniță, merele au fost produsul agricol care a atins cea mai mare valoare de export pe parcursul anului trecut. Pe primul loc se află merele cu aproape 2,5 miliarde de lei, pe locul 2 struguri tehnici care se folosesc la producția băuturilor, 1,84 miliarde de lei, pe locul 3 struguri de masă cu 1,5 miliarde de lei și pe locul 4 prunile cu 1,13 miliarde, dar nu uităm că prunile sunt o dublare și pe locul 5 este nucile, 0,87 miliarde. Din păcate, nucile care ani de zile au dominat, erau locul întâi la exporturi, acum cedează și la noi este unul din puținele produceri unde avem o scădere continuă a veniturilor încasate. În context, Ionița a prezentat și evoluția veniturilor pe care le-a obținut Republica Moldova din exportul merelor pe parcursul ultimilor ani. Maxima istorică noi am atins-o în 2021, 2,9 miliarde de lei, dintre care în interiorul țărilor 1,3 miliarde, în exteriorul 1,5, dar după aceasta, 2022 a fost bine, pe interior am câștigat mai puțin, în schimb pe exterior am câștigat cu mult mai mult, iar în acest an noi avem o situație care, să zicem așa, nu prea este tipică pentru noi în ultimii ani de zile. Mai mult s-a câștigat în interiorul țării decât în exterior. De fapt, noi am vândut destul de puține mere.
Potrivit economistului, cantitatea mică de mere pe care a exportat-o țara noastră în 2023 se datorează în cea mai mare parte faptului că a fost pierdută piața rusă. Potrivit datelor, dacă în 2021 97% din merele moldovenești erau exportate în Federația Rusă, în 2023 în Rusia au ajuns doar 53% din merele exportate de Republica Moldova. Totuși, expertul spune că acest lucru a deschis perspective economice bune pentru producătorii de mere. În 2023 noi am exportat mere doar 117.000 de tone, ceea ce am scăpat că prețul a fost unul foarte bun. De fapt, noi în volum am pierdut mult și dacă să luăm, noi am pierdut piața în volum cu mult mai tare, dar aici trebuie să spunem, noi în Rusia exportam mai mult, acum ca volum, ca tone, noi exportăm cu mult mai puțin, în schimb prețul este cu mult mai mare. Deci noi am pierdut piața rusă, dar ne-am schimbat, ne-am mers în schimb pe altă piață, unde noi exportăm cu mult mai puțin mere, dar încasăm cu mult mai mulți bani. În concluzie, expertul a punctat că pierderea pieței ruse, dar și defrișarea multor livezi de mere, este mai degrabă o oportunitate decât o tragedie și asta deoarece a venit timpul să plantăm livezi noi, intensive și să exportăm produsele pe piețe mult mai profitabile. Donează sânge, dăruiește viață. Cu acest slogan, circa 400 de polițiști de frontieră din toată țara au venit la punctele de donare a sângelui organizate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru a dona sânge. Pe lângă îndeplinirea atribuțiilor profesionale, aceștia au decis să-și deschidă inimile și să se apropie mai mult de cei care au nevoie de ajutor. Potrivit reprezentanților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este un partener fidel al instituției deja de 10 ani, timp în care Ziua Polițistului de Frontieră European este celebrată prin startul unei campanii de colectare a sângelui la nivel național. Un partener foarte fidel a Serviciului de Sânge în 2014 a devenit și Poliția de Frontieră când s-au acordat ca să facem o zi, odată cu celebrarea polițistului de frontieră european, ca să deschidem și o decadă a donării de sânge și celebrării Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. Așa, în parteneriat, deja suntem 10 ani și 20 de ani celebrăm Ziua Mondială a Donatorului de Sânge cu sloganul 20 de ani de fericire necondiționată, mulțumesc ție, donatorului de sânge. Pentru polițiștii de frontieră, donarea de sânge este o inițiativă de suflet menit să aducă împreună cât mai mulți donatori care înțeleg valoarea fiecărei picături de sânge donat. În primul rând, pentru mine înseamnă o împlinire pentru sine. Înseamnă dorință și, pe urmă, senzația care vine după aceasta de împlinire sufletească. Și, totodată, dorința ne-a ținut de a ajuta pe cineva. Noi trebuie să avem grijă de cetățeni și, primul rând, asta este viața omului, este cel mai principal. Și, undeva, în suflet, este o mică bucurie că undeva noi am salvat o viață și am dăruit o șansă la viață. Asta este, cred că, cel mai principal care poate să fie. Pe lângă angajații Poliției de Frontieră, la campanie au participat și studenții Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. Este pentru prima oară când mă aflu la astfel de campanie și totodată pentru conștientizarea socială. Aflându-ne noi aici, vom putea ajuta și vom aduce mai mulți oameni pentru a face acest gest. Noi venim aici mai mult pentru să ajutăm oameni, să contribuim, adică, la o viață mai bună pentru altcineva, adică să-i oferim a doua șansă, a doua viață altui om. Acțiunile date sunt foarte importante, deoarece noi, dacă suntem capabili ca să donăm și ca să oferim un act de caritate celor care au nevoie, de ce nu? Dacă suntem totuși studenți la Academie. În context, directorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui spune că donarea de sânge este o acțiune benevolă, iar sângele donat din suflet este cel mai bun. Programăm ceva donatori care facem un eveniment de donare a sângelor, dar noi suntem bucuroși de toate persoanele care vin și donează sânge din suflet, ca donatori voluntari neremunerați, la care este și a nostru
un program în Republica Moldova ca toți donatorii să fie voluntari și neremunerați, ca el să fie din suflet, să doneze sânge, că acesta este cel mai bun sânge care este în serviciu și în tratamentul pacienților. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, puncte de colectare a sângelui au fost organizate la Chișinău, Cahul, Iedineț, Ungheni, Ștefan Vodă, Soroca și Cantemir. Secția terapie intensivă și chirurgie septică a Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga a fost reparată și dotată cu utilaje și echipamente de ultimă generație. În cadrul evenimentului de inaugurare a participat conducerea instituției, dar și ministra sănătății Alan Emerenko. Potrivit directorului Spitalului Republican Andrei Uncuța, renovarea secției terapie intensivă și chirurgie septică din cadrul instituției este vitală pentru pacienții aflați în stare extrem de gravă. Colegii noștri, pacienții noștri vor beneficia de cele mai bune îngrijiri, vor beneficia de abordări rapide și complexe a stărilor extrem de grave care sunt acești pacienți și cu siguranță va ridica nivelul asistenței medicale în beneficiu pacienților extrem de gravi din toată țara și condiții standardizate a colegilor care vor activa în această secție. La rândul său, ministra sănătății Alan Emerenko a vorbit despre investițiile de care va beneficia instituția în viitorul apropiat. Investițiile sunt cele mai importante și resursa umană, iar atunci când una lipsește alte, iar nu putem să avem un act medical care este finalizat cu succes și cu un succes terapeutic bun. Totodată vreau să anunț aici că este în proces de instalare angiograful biplanar pe care Ministerul Sănătății l-a procurat pentru Spitalul Clinic Republican, de asemenea cu un cost de 15 milioane de lei, astfel veți putea beneficia și de un așa echipament performant pentru binele pacienților și cetățenilor noștri și de asemenea în proiectul pe care l-a semnat, acordul pe care l-a semnat Ministerul Sănătății cu Guvernul Japoniei în 2022, care includea 5 instituții medico-sanitare publice beneficiare, unul din cele mai importante fiind, desigur, Spitalul Clinic Republican, a inclus multe dotări pe care dumneavoastră o parte le-ați primit. Am fost aici la un eveniment când ați primit acele mese chirurgicale și brancarde speciale, dar vor urma și alte echipamente mult mai importante decât brancardele care vor veni. Acestea sunt nouă aparate noi japoneze de hemodializă și cel mai important este un sistem de pompă de circulație extracorporală. Potrivit Ministerului Sănătății, în ultimii 2 ani, Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga a beneficiat de investiții de peste 2 milioane de euro. Ion Munteanu, adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovski și procurorul Alexandru Cernei sunt candidații care urmează să susțină proba interviului pentru funcția de procuror general. Decizia a fost anunțată de Consiliul Superior al Procurorilor la 24 mai. Din concurs a fost exclus ex-lectorul universitar Grigore Vornicescu, care, potrivit CSP, nu întrunește condițiile prevăzute de lege pentru a participa în continuare la concurs. În urma examinării eligibilității candidaților care s-au înscris la funcția de procuror general, s-a constatat că candidații Iachimovski, Octavian Cernei, Alexandru și Ion Munteanu întrunesc toate condițiile prevăzute de lege pentru a participa în continuare la concurs. În partea ce se referă la candidatul Vornicescu Grigore, țin să precizez că în urma verificării tuturor documentelor din dosarul de concurs s-a constatat că dumnealui nu întrunește una din condițiile prevăzute de lege și anume anterior nu a deținut cel puțin 5 ani funcția de judecător, procuror, avocat sau ofițer de urmărire penală. Mai mult ca atât, s-a constatat că în termenul limită stabilit de până la data de 15 mai curent, dumnealui nu a prezentat tot setul de acte necesare pentru participarea la concurs. Proba interviului va avea loc la 30 mai 2024. Amintim că la 14 mai, cu o zi înainte de încheierea concursului, un singur candidat depusese solicitarea de participare. Era vorba de Octavian Iachimovski. Pe 28 februarie curent, CSP a anulat rezultatele concursului privind desemnarea procurorului general
Electoral al Republicii Moldova. Atunci a fost ales câștigător Octavian Iachimovski, conform mediei generale. Exercițiul a ieșuat după ce s-au constatat diferențe mari în punctajele acordate candidaților de membra CSP Olesea Vârlan. În cele din urmă, Vârlan și-a dat demisia. Continuăm cu alte știri. Se apropie vacanța mare de vară, iar mulți părinți, din dorința de a le oferi o odihnă cât mai plăcută copiilor, optează pentru taberele de vară. În acest sens, Agenția pentru Siguranța Alimentelor vine cu mai multe recomandări pentru părinți. Astfel, pentru a evita situațiile neplăcute pentru copii, ANSA recomandă părinților să meargă personal la tabără înainte de a-și duce micuții. Acest lucru este necesar pentru a se informa în detaliu despre condițiile de igienă și siguranță alimentară. Condiții de igienă corespunzătoare în depozitele și blocurile alimentare, dotarea blocurilor alimentare cu utilaj corespunzător și cu ustensilele respective, deținerea unei surse sigure de alimentație cu apă potabilă a blocului alimentar, activitatea în cadrul blocului alimentar a personalului care deține cunoștințele necesare și îndeplinesc cerințele de sănătate, respectarea fluxurilor tehnologice în cadrul blocului alimentar, amenajarea blocurilor de igienă personală înainte de servirea meselor. Meniul zilnic de repartiție trebuie să fie cu indicațiile produse care pot provoca alergii sau intoleranță, gramajul produsului oferit per copil. Meniul trebuie afișat în loc accesibil pentru copii și coordonat cu reprezentanții ANSP. Totodată, ANSA a precizat că înainte de deschiderea taberelor de vară, o comisie specială verifică gradul de pregătire al taberelor. De asemenea, controlele vor fi efectuate pe toată perioada sezonului estival. Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău urmează să se întâlnească în marea finală a Cupei Moldovei. În cadrul întâlnirii pre-meci, antrenorul principal al echipei Petrocub Hâncești, Andrei Martin, și capitanul Vladimir Ambros și-au exprimat încrederea totală în echipa lor, chiar dacă recunosc că adversarii sunt redutabili. Andrei Martin a subliniat diferența dintre meciul din campionat pe care Petrocub l-a câștigat cu un avantaj confortabil și finala Cupei Moldovei, care aduce cu sine un alt nivel de presiune și intensitate. Cu toate acestea, antrenorul este convins că echipa sa este pregătită să facă față oricăror provocări. Pe părerea mea, sunt absolut două meciuri din alte categorii. Noi am dorit foarte mult să câștigăm și ultima etapă, că să rămânem neînvinși în campionat. Dar ce ține de meciul de mâine, el va fi altfel. Cum eu spun, altfel pur și simplu. Cum va fi, doar vom vedea după meci. Dar ne așteptăm la o luptă, ne așteptăm la un adversar mobilizat, motivat. Dar noi trebuie să arătăm ceea ce noi ne dorim în teren, să fim ca întotdeauna mai buni, să încercăm să devenim mai buni ca adversarul, să arătăm că noi merităm victoria. La rândul său, capitanul Petrocubului, Vladimir Ambros, a evidențiat determinarea și pregătirea echipei pentru acest moment crucial. Având în vedere succesul sezonului și revigorarea dată de câștigarea titlului de campion în premieră, Ambros a declarat că Petrocubul este hotărât să cucerească și Cupa Moldovei. Suntem cu toată echipa liniștiți. Primul rând, scopul principal l-am îndeplinit acum, Cupa ar veni ca bonus și ne dorim foarte mult să o câștigăm. O să dăm totul în teren și sunt sigur că ne va reuși. Pe de altă parte, antrenorul echipei Zimbru Chișinău, Lilian Popescu, și capitanul Ștefan Burghiu au subliniat și ei încrederea în forțele proprii. Popescu a respins ideea că înfrângerea din campionat ar putea influența rezultatul final, exprimându-și încrederea în capacitățile echipei sale de a demonstra contrariul în finala Cupei Moldovei. Nu dulce acest cuvânt finală, avem șansa după 10 ani să aducem un trofeu pe strada Butucului. E clar că venim nu cu cea mai bună dispoziție, dacă ne referim la ultima etapă, dar sper că am tras concluzii și mâine vom avea tot o altă echipă. Am și vești bune, a revenit capitanul nostru, Pedișcov. Din păcate sunt și vești triste, ieri s-a accidentat Relian, Evalepsijo, dar forța echipii Zimbru este numai în jucători, individualitatea lor, maestrie, dar sper cu jocul de echipă să facem o figură bună. Și pentru Burghiu, această finală reprezintă o șansă de a-și aminti gustul victoriei într-o competiție majoră, având în vedere că Zimbru Chișinău nu a mai ridicat trofeul Cupei Moldovei din 2014. Am spus, finala Cupei, o finală mult așteptată de cum și de noi, cum și cred că de toți fanii noștri. O finală care eu sper că noi suntem pregătiți. O finală care visează mulți la ea. Vă așteptăm pe toți, vă așteptăm să susțineți fotbalul moldovenesc, să ne susțineți pe noi, cine sunt fanii noștri. Sperăm să arătăm un joc bun, un fotbal frumos și să dai Domnul să învingem.
Cu emoțiile la cote înalte și cu sprijinul fanilor din spate, cele două echipe sunt pregătite să ofere o bătălie memorabilă pe terenul de fotbal în finala Cupei Moldovei. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici, însă ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md și pe rețelele de socializare. Urmează știrile din sport, eu vă doresc un weekend liniștit alături de cei dragi și vă dau întâlnire de luni până vineri la ora 17 și la ora 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei! Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.